Tot mai multe misiuni în această perioadă pentru pompierii giurgiuveni. Așadar, numai în perioada 9-19 noiembrie au fost solicitați să intervină pentru stingerea 8 incendii. Cele mai multe dintre incendii s-au manifestat cu preponderență în cazul locuințelor. Unul dintre cele 8 incendii s-a produs în data de 19 noiembrie în localitatea Comana, unde a intervenit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. Echipajul a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la o locuință. La locul intervenției s-a deplasat o auto specială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță Smurd aparținând gărzii de intervenție Coribaș. În urma executării recunoașterii s-a constatat că incendiul se dezvolta la nivelul acoperișului cu pericol de extindere la întreaga locuință. Au ars 65 de metri pătrați de astea reală și mobilierul dintr-o încăpere. Joi dimineață, în jurul orei 8, echipa pirotehnică din cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu s-a deplasat în localitatea Mihai Bravu pentru a ridica o grenadă, care ulterior a fost distrusă. La ora 07:27 s-a primit un apel că în localitatea Mihai Bravu a fost găsit un proiectil neexplodat. La locul intervenției s-a deplasat echipa pirotehnică, care a ridicat, transportat și depozitat proiectilul. Evenimentele nu s-au oprit aici, căci miercuri seară, conform unui comunicat de presă, dispeceratul comun Isusaj a fost sesizat de Romatsa cu privire la faptul că două avioane de linie au semnalat existența unui incendiu la sol la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de capitală. Din partea Isu Giurgiu s-au deplasat trei autospeciale de lucru cu apă și spumă de la subunitățile din localitățile Greaca, Giurgiu și Colibaș. După îndelungi verificări efectuate de forțele Isu Giurgiu, s-a identificat incendiul ca fiind în zona Ostrovului, dincolo de dig, fiind localizat pe malul bulgăresc. S-a luat imediat legătura cu șeful Inspectoratului de Protecție Civilă din Ruse, care a dispus trimiterea de forțe și mijloace pentru stingerea incendiului.